Informație de ultim moment, procurorii anticorupție cer cel puțin 12 ani de închisoare pentru fostul ministru Elena Udrea în dosarul finanțării ilegale a campaniei prezidențiale din 2009. DNA cere ca Udrea să primească pedepsele maxime prevăzute de lege pentru acuzațiile de spălare de bani și instigare la luare de mită, pentru care a fost judecat, ba chiar și un sportiv. Dezbaterile sunt în plină desfășurare, iar Cristi Pop are detalii. Cristi, te rog. Bun găsit, dezbaterea este în desfășurare, așa după cum spuneai, dar în urmă cu puțin timp, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au cerut în fața judecătorului o pedeapsă îndreptată spre maximum în cazul fostului ministru Elena Udrea, adică spre 12 ani pentru două fapte de instigare și pentru patru fapte de spălare de bani. Procurorul spunea în fața judecătorilor faptul că pe parcursul anchetei Elena Udrea ar fi încercat să denatureze adevărul și a încercat să pună diverse obstacole. Pe de altă parte, dacă este să ne uităm la celălalt nume sonor din acest dosar, la Ioana Băsescu, în acest caz procurorii au solicitat în fața judecătorului o pedeapsă la fel înclinată spre maximum, adică o pedeapsă care ar putea ajunge la 15 ani de închisoare pentru fapte de delapidare. Pe de altă parte, vorbim de un dosar complex în care sunt implicate mai multe nume. Procurorii DNA au solicitat în cazul fostului președinte de Consiliul Județean din Tulcea o pedeapsă îndreptată spre mediu, la fel și în cazul lui Gheorghe Nasta. Pe de altă parte, în cazul lui Dan Andronic, responsabilii procurorii Direcției Naționale Anticorupție au solicitat să-i se anuleze pedeapsa cu suspendare și să îi se dea pedeapsa orientată spre maximum ei. Cristi, mulțumesc!